Acum este în continuare pentru viața lui de pe patul de spital. Accidentul s-a produs azi noapte la intrarea în localitatea Baia din județul Tulcea. Mașina a derapat, a lovit un podeț și apoi s-a răsturnat. A venit din viteză de acolo și a intrat în... Nu știm cum s-a întâmplat. Eu la două fărzeți am văzut flăcările. Când ardea mașina așa. După aia am deschis poarta, am venit încoace. Norocul tânărului a fost un alt șofer care trecea prin zonă și care a ajuns lângă mașina lui cu câteva clipe înainte să fie cuprinsă de flăcări. A sunat imediat la 112 și s-a chinuit să scoată singur victima din autoturism. Câteva minute mai târziu, mașina a fost cuprinsă de flăcări și ars în întregime. Tânărul a ajuns la spitalul județean Constanța și medicii sunt încă rezervați în privința stării lui.